Salutare, dragi prieteni! Nu știu exact ce se aude. Mai sunt 6 zile, dragi prieteni, până la confruntarea cu evaluarea națională și noi suntem aici, așa cum v-am promis, în fiecare zi să vă oferim o lecție recapitulativă pentru evaluarea națională la limba și literatura română, dragi prieteni. Și astăzi discutăm despre genul epic, care reprezintă totalitatea operelor literare scrise în proză sau în versuri, în care ideile și sentimentele autorului sunt transmise indirect prin intermediul naratorului, acțiunii și al personajelor. Deci, sentimentele sunt transmise indirect în genul epic, în genul liric, sentimentele sunt transmise în mod direct. Să țineți minte asta. Să vedem care sunt cele mai importante caracteristici ale operelor epice pe care dumneavoastră trebuie să le identificați în fragmentul suport, în cazul în care veți avea de demonstrat că acel fragment aparține genului epic. Întâlnim naratorul. Naratorul este acea instanță care preia sentimentele autorului. Practic este purtătorul de cuvânt, delegatul. Ceea ce este eul liric pentru genul liric, așa este naratorul pentru genul epic, practic trimisul, delegatul, instanța ficțională, și există un narator, personaj, și îl putem identifica, se numește narator subiectiv, în cazul în care sunt folosite pronume la persoana întâi, verbe la persoana întâi, da, eu, mă, merg, alerg, și putem avea narator care se numește obiectiv, da? Narator care nu este personaj și îl putem identifica prin faptul că utilizează persoana a treia. Adesea întâlnim naratorul obiectiv. Modul de expunere predominant, evident, este narațiunea, nu? Utilizată pentru a relata fapte, evenimente, întâmplări în ordine cronologică. De regulă, de asemenea, sunt prezentate repere spațiu-temporale, nu, fiindcă evenimentele trebuie plasate într-un spațiu, într-un timp, și personajele. Dar naratorul și narațiunea sunt caracteristici primordiale, fundamentale. Așadar, să discutăm despre o specie pe care dumneavoastră trebuie să o aveți în vedere pentru evaluarea națională: basmul. Basmul, dragi prieteni, este opera epică în proză de dimensiuni medii, care prezintă lupta dintre bine și rău, soldată cu victoria binelui, binele învinge. Personajele sunt simbolice, reprezentând binele sau răul. Unele personaje au puteri supranaturale și întâmplările stau sub zodia fantasticului miraculos. Practic, întâmplările sunt fantastice, nu? Un cal zburător. Basmul poate fi popular și dumneavoastră studiați, poate fi popular sau cult, dar dumneavoastră studiați în ciclul gimnazial doar basmul popular, care are un autor anonim, adică autorul nu este cunoscut, nu știm cine este autorul, și de asta avem mai multe variante, fiindcă sunt transmise pe cale orală aceste variante din generație în generație, nu? Și fiecare modifică câte ceva, adică îți povestești ție ceva, ți poate nu-ți place finalul, te duci și povestești altei persoane și schimb finalul, și atunci avem deja două variante ale basmului. Și na, gândiți-vă că asta se întâmplă din generație în generație. Câte variante avem? Să vedem care sunt cele mai importante trăsături specifice basmului. Avem formule specifice basmului, numite inițiale, mediane sau finale. Ar fi foarte mișto să aveți chiar începutul basmului. Și atunci ați avea acces la această formulă inițială, a fost o dată ca niciodată, o puteți scrie. Evident, puteți identifica ca trăsătură fundamentală sau să aveți o formulă mediană, merse, 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 se luptară, zi de zi, seară de seară, sau formula finală, am încălecat pe oșa, v-am spus povestea, așa, am încălecat pe o căpșună, am spus o mare minciună. De obicei, temele sau tema care predomină în basm este tema călătoriei, nu? Tot timpul eroul săvârșește, înfăptuiește o călătorie cu scopul de a o elibera pe sânzeana, cu o sânzeana capturată de smeu. Avem cifrele magice 3, 7, 9, obiecte magice, motive literare precum coborârea în fântână, trecerea pragului într-o altă lume. Personajele sunt adjuvante, avem de obicei calul înaripat, personaje fantastice. Dușmanul personajului principal de obicei este un smeu. Așadar, să trecem și la fabulă, dragi prieteni.
Fabula reprezintă opera epică în versuri sau în proză, având ca personaje animale, plante, lucruri puse în situații omenești din care se desprinde o anumită morală. Deci, morala este cea mai importantă în momentul în care vorbim despre fabulă. Morala poate să fie implicită sau explicită. Implicită când o deduci tu în calitate de cititor din text și explicită când este expusă de către narator. Personajele întruchipează tipuri umane, naratorul este ironic față de aceste personaje, încearcă să satirizeze defectele acestora. Fabula este scrisă într-o formă simplă, ușor accesibilă și ea dorește să critique fapte și atitudini omenești, cum ar fi minciuna, ipocrizia, falsa modestie, mândria. Cultivă gustul pentru adevăr, pentru moralitate, pentru cinste. Încearcă să modifice comportamente. Figura de stil predominantă este personificarea, moduri de expunere, avem dialogul și narațiunea. Dar aspectele cele mai importante, deci practic aspectele primordiale pe care le regăsim în fabulă, nu? Sunt reprezentate de personificarea animalelor care întruchipează defecte umane cu scopul de a modifica comportamente defectuoase și este prezentă această morală.